Este un duel nedrept, dar trebuie să-l facem. Comparativul dintre Apple iPhone 5 și Samsung Galaxy S4. Dimensiunile vorbesc de la sine. Nici măcar nu mă mai interesează incii. Ăsta este aproape dublu. Glumesc. Este mult mai mare și parcă este și mai luminos. Până la momentul lansării lui Samsung Galaxy S4, iPhone 5 ar avea, după mine, cel mai bun display de pe piață. Îl are în continuare pe unul dintre cele mai bune, însă pare un pitic pe lângă uriașul ăsta. Și poate pentru unii este mărimea ideală, însă dacă vrei cel mai nou device, cu siguranță va fi Samsung Galaxy S4, vorbind despre o diferență de generație. Ăsta se va concura mai degrabă cu viitorul iPhone 5S. Sunt tare curios cum o să vină. Dar hai să vorbim puțin despre specificații. În primul rând, amândouă sunt telefoane tactile, da? Însă ăsta este făcut din aluminiu. În aluminiu negru, de bună calitate, foarte frumos finisat. Este un design iconic, să zicem, deja. Este deja un brand în sine. Pe când Samsung merge pe liniile astea mai rotunjite, trebuie să facă cumva ca să mai scape de procesele cu Apple. Cameră 8 megapixeli versus 13, însă iPhone 5 are safir peste cameră ca să nu se zgârie. Ăsta are un plastic ieftin. Între cele două, comparația de poze face ca ambele să aibă poze decente, relativ decente. Sunetul la fel de neinteresant pe ambele, amândouă au câte un LED, amândouă au mufe, lucruri de genul ăsta. Mă interesează camera frontală, relativ similară, nimic important, și în rest experiența de utilizare. În plus, S4 are față de iPhone 5 o grămadă de senzori noi. Are senzori de temperatură, de umiditate, este o veritabilă stație meteo și este capabil să facă mult mai multe lucruri. Poate să facă, și ăsta știe să facă screen mirroring, spre exemplu, dar nu direct cu televizoare. Are nevoie de propriul device de Apple TV. În cazul lui Samsung Galaxy S4 pot să mă conectez la cele mai noi televizoare și oricum Samsung vinde cele mai multe televizoare smart, pot să mă conectez direct. Și în mare cam astea. În rest, universul de aplicații, dar aici începem o discuție nesfârșită între Android și iOS. E o decizie ușor de luat dacă ești fan să alegi pe oricare dintre ele. Din punctul meu de vedere, suportă cu greu comparație cele două. Dacă ar fi să aleg între cele două eu însă, ăsta l-aș alege ca telefon de muncă, să mă folosesc de el toată ziua, numai dacă l-ar ține bateria, dar ăsta este un super gadget. Și atunci, un pic de utilitate, cu o baterie mai slabă, ecran mare cu multe funcții și chiar nu știu pe care să-l aleg. Că-mi plac amândouă. Mai bine le păstrez pe amândouă. Cam atât despre comparativul dintre, pleacă-mă cu ăsta de aici, dintre Samsung Galaxy S4 și Apple iPhone 5. Le păstrez.